De multe ori, poporul unei țări face mult prea puțin pentru cei care le-au vrut binele. Pentru cei care la un moment dat, când țara era în cumpănă, nu au pregetat să lupte pentru ea, chiar în minoritate fiind, riscând orice, indiferent de consecințe. Ne aflăm în 2018, în anul centenar, la Bădăcini, acolo unde este casa memorială a celui care a fost marele om politic Iuliu Maniu, unul dintre cei cărora li se datorează acest act major al țării noastre, unul dintre artizanii Unirii. Născut în 8 ianuarie 1873 la Bădăcini, Iuliu Maniu moare în 5 februarie 1953 în închisoarea de la Sighet, unde a fost încarcerat în 1947 ca și deținut politic. Implicat direct în organizarea Marii Adunări din 1 decembrie 1918, Iuliu Maniu este unul dintre cei care au rostit discursuri pe câmpul libertății de la Alba Iulia. El cade în disgrația sistemului comunist după cel de-al doilea război mondial, devenind un simbol al luptei împotriva acestuia. Și așa, ca marea majoritate a celor care au fost, de fapt, promotorii Marii Uniri, se stinge din viață într-una din cruntele închisori comuniste, iar amintirea lui este îngropată de aceștia. Casa natală este naționalizată, transformată în prima fază într-un CAP, pentru ca ulterior să devină un cămin pentru bolnavii psihici severi. Și toate astea până în 1990. Dar în orice țară normală, cu o clasă politică responsabilă, s-ar fi făcut de grabă toate demersurile pentru a se salva ce se mai poate salva, de a repara cât se poate memoria unui om și a unui loc care a avut o semnificație importantă în istoria acestei țări. Dar lucrurile nu au stat deloc așa. Autoritățile nu numai că s-au opus retrocedărilor și reparațiilor morale a memoriei marelui om politic, ci au pus piedici peste piedici pentru ca această casă să nu ajungă în mâinile moștenitorilor de drept. Ne aflăm pe dealul Țarinei din Bădăcini, locul în care se află Casa Memorială Iuliu Maniu. Este de fapt locul pe care Iuliu Maniu îl numea acasă. Iuliu Maniu a locuit în foarte multe locuri, la București, de exemplu, din 1920 până în 1947, când a fost arestat. Nu a avut niciodată o casă în București. S-a născut la Șimleu Silvaniei pentru că tatăl său era judecător acolo, dar locul pe care el și familia au numit-o acasă este casa din spatele nostru. Iuliu Maniu, în 1941, își scrie testamentul la Brașov și lasă această proprietate Episcopiei Greco-Catolice de Oradea, dar cu un scop precis, ca acest domeniu să fie folosit pentru instruirea și educarea tinerilor. Deci această proprietate nu a fost lăsată Episcopiei să fie împroprietărită Episcopia, ci Episcopia să folosească această proprietate cu acest scop, să fie folosită pentru educarea și instruirea tinerilor. După arestarea lui Iuliu Maniu, sora lui, Cornelia, care s-a călugărit și a avut numele de sora Cecilia, a administrat câteva luni această proprietate, după care a fost și ea arestată, apoi a avut domiciliu forțat în Șimleu Silvaniei. Aici, în casă, la început a fost un depozit de îngrășăminte chimice, s-a înființat apoi un sediu de gostat. În 1971 s-a înființat tabera pentru pionieri, care a funcționat până în 1982, când se înființează aici un centru pentru copii cu handicap sever, care au locuit chiar aici, în casă. Toate aceste instituții care au locuit în această casă au modificat, au transformat această casă după necesitățile pe care le aveau. Au ridicat ziduri, au făcut geamuri, au închis cu placaje, în funcție de ce necesități. Au făcut saloane, au modificat ușile. Dacă pe vremea comuniștilor casa a fost lăsată în paragină intenționată în speranța că se va nărui și odată cu ea și amintirea lui Iuliu Maniu, după 1990 au trebuit ani de procese pentru ca ea să ajungă la parohia greco-catolică, care a fost desemnată moștenitoarea de drept prin testamentul marelui om politic. Deși testamentul lui Iuliu Maniu era public încă din 1990, profitând de un vidul de legi de la începutul anilor 90, în 1994, primăria Pericei, împreună cu Consiliul Județean Sălaj, preiau această proprietate de 4 hectare și jumătate, este trecută în domeniul public, după care, printr-o hotărâre, este concesionată pe 99 de ani, gratuit, Inspectoratului pentru Copii cu Handicap Sever. Episcopia, sigur că am făcut foarte multe demersuri pentru a recupera această proprietate cu scopul, în primul rând, de a reabilita această casă și de a folosi această proprietate după dorința lui Iuliu Maniu. În primul rând a pus testamentul în aplicare. A fost un demers foarte lung, pentru că Iuliu Maniu, având ultimul domiciliu în București, toate demersurile au trebuit să fie făcute în București. A existat și, sau există și astăzi, o sentință dată de Curtea Supremă, prin care tot acel lot Maniu, condamnat în 47, a fost reabilitat. Practic s-a șters acea pedeapsă a sentinței din 1947. După ce am avut și un certificat de moștenitor, sigur că am încercat să intrăm în posesia acestei... Certificat de moștenitor, dumneavoastră, biserica. Exact, biserica. Din această proprietate, având în vedere că exista deja acest centru pentru copii cu handicap, din 4 hectare și jumătate am solicitat 50 de ari. Locul sau suprafața pe care se află casa și mormintele familiei Maniu, cu scopul, așa cum am spus, de a le întreține. Din păcate, nu s-a putut. Orice încercare de negociere a eșuat cu cei de la Consiliul Județean sau de la conducerea Inspectoratului pentru Copii cu Handicap. De ce nu au dorit să vă dea casa înapoi? Păi... ce au invocat? Că există deja o instituție aici, și, deși casa era goală, pentru că după 94, căsuțele care le vedem împrejur au fost construite de către o fundație din Germania, casa era goală deja și sigur se deteriora. Acoperișul era distrus, el a fost modificat în anii 60, cu căpriori subdimensionați, schimbată țigla, ploua prinăuntru, mai mult. Deasupra casei există o clădire nouă, construită în anul 2000, care, după terminarea ei, a modificat structura solului și au apărut infiltrații de apă de jos în sus, prin fundație și pereți. Deci casa se afla în precolaps. Un motiv serios niciodată nu au avut, doar că nu ne-au permis. Am început un proces împotriva lor și, sigur, când ne-am apropiat de sentință, au început să ne acuze, iată ce face biserica, desființează un centru pentru copii cu handicap. Angajații au fost incitați împotriva noastră, spunându-le că își pierd locul de muncă, că vor trebui să facă navetă, astfel că a trebuit să retragem procesul. Dar de multe ori, așa cum spune preotul Cristian Burz, adevărul și dreptatea învinge până la urmă, iar sorții au fost de partea moștenitorilor. Eu am avut o bănuială că atunci, în 94, nu s-au întabulat pe locul unde trebuie cei de la centru. Și am comandat o ridicare topografică. Astăzi există tehnica cu GPS prin a identifica locul precis. Toate numerele topografice din această zonă se numesc Dealul Țarinei și probabil în 94 topograful a făcut un cerc și a spus aici ar trebui să fie 4 hectare și jumătate, însă au greșit și am putut să demonstrăm prin această ridicare topografică casa și locul pe care se află este diferit de numerele topografice sau locul pe care se află centrul. Așa am reușit să întabulăm clădirea și să devenim proprietari. Dar noi am început demersurile de reabilitare înainte de asta, pentru că dacă am fi așteptat până la acel moment, astăzi această casă nu ar mai fi existat. Noi am început în 2015, dar proprietari am devenit doar în 2016. Deci cu un an înainte am început, pentru că deja în primăvara, în iarna, sfârșitul iernii 2016, un perete infiltrat cu apă a căzut. Dacă lucrările nu erau începute și fundația nu era consolidată, ne-au explicat inginerii, acoperișul ar fi căzut, ar fi făcut un fel de implozie. ar fi căzut în interior și ar fi împins spre exterior pereții. Practic, astăzi n-ar mai fi existat. Casa a fost construită din cărămidă nearsă. Doar partea din spate are combinată cărămidă arsă și cărămidă nearsă. Ea a fost construită în 3 etape. Cea mai veche, construită la 1879 și inițial a fost o casă la vie. Și a avut doar veranda din față, care urmează să fie închisă, și primele 2 camere. Pentru că aici, pe colina din dreapta noastră, erau viile familiei Maniu. Familia Maniu avea o cultură viței de vie, a vinului, cultivau soiuri nobile și Maniu chiar se lăuda cu aceste vinuri pe care le ducea la București de la Bădăcin. S-a construit apoi, la începutul anilor 1900, partea din spate, iar în anii 30 partea supraînălțată, unde la parter era biroul lui Iuliu Maniu, sus era dormitorul. În primăvara anului 2015, sigur, demersurile noastre au început mult mai devreme. Eu, din 1999, am făcut eforturi de a intra în proprietate și de a salva această casă. Dar toate eforturile au eșuat. Au apărut 10 de articole legate de situația casei. Însă, văzând că este în stare de precolaps, împreună cu un grup de ziariști din Zalău, cu un site de știri, Sărajul Pur și Simplu, am început o campanie de strângere de fonduri. Și am reușit în anul 2015 să adunăm suma necesară pentru consolidarea fundației. S-au făcut lucrări de subzidire, de înlocuire totală a fundației, mai ales în partea dreaptă. Și sigur, noi am fi vrut să începem cu acoperișul, care era total distrus. Dar inginerii ne-au explicat, proiectanții, că nu putem așeza un acoperiș nou pe niște pereți șubrezi și o fundație la fel de șubredă. Trebuie să începem de jos în sus. Sigur, înainte de 2015, prin 2012, am comandat proiectul acestei case. A urmat după toate aceste încercarea disperată de strângere de fonduri. La ora actuală nu există un program guvernamental sau național de reabilitare a unor astfel de monumente istorice. Conacul din Bădăcini nu este singurul caz din Sălaj sau din România. Interesant este că Ministerul Culturii, deși nu are în atribuții un program de alocare a unor fonduri pentru reabilitarea unor astfel de monumente istorice, are în schimb în atribuții amendarea proprietarilor, care nu au grijă de asemenea proprietăți. După ce am avut acest proiect și am avut un deviz cu o sumă, primul demers pe care l-am făcut a fost la Ambasada Statelor Unite, care în fiecare an au un concurs de proiecte pentru reabilitarea de monumente istorice, $100.000 se oferă, și am, împreună cu Direcția pentru Cultură, Sălaj și Muzeul de Istorie, am alcătuit un proiect și l-am depus la ambasadă. Sigur, am fost refuzați pentru că nu eram proprietari. În anul următor am depus proiect pentru fondurile norvegiene, care de asemenea sunt câteva milioane de euro pe care România le primește pentru reabilitarea de monumente istorice. Din păcate, același lucru. Am fost refuzați pentru că nu eram proprietari. După ce am devenit proprietari, am depus la Institutul Național al Patrimoniului, care se ocupă de reabilitarea monumentelor istorice. Acolo a existat un concurs de dosare. Noi a trebuit să cheltuim o sumă destul de mare de bani pentru ca să facem proiectul să fie după regulile pe care institutul le are. Am fost declarați eligibili în toamna anului 2016, propuși pentru a intra în Programul Național de Restaurare, dar, din păcate, niciunul dintre proiectele propuse n-a primit finanțare. Și nici până astăzi. Dosarul nostru se află acolo, suntem printre primele locuri, dar, din păcate, nu am primit finanțare. Aveți vreo explicație de ce nu s-a întâmplat acest lucru? Da. Niciunul dintre acele proiecte n-au primit pentru că se află în proprietatea cultelor religioase și ne-au spus dânsii că Ministerul Culturii nu poate să financeze imobile de patrimoniu aflate în proprietatea cultelor religioase, deși Noi știm că aproape 80% din monumentele istorice de pe teritoriul României se află în proprietatea cultelor religioase, că este vorba de biserică ortodoxă, catolică, reformată, vorbim de biserici de lemn, de biserici fortificate și așa mai departe, sunt în proprietate. Din păcate, nimeni n-a primit finanțare și anul acesta, singurul șantier pe care s-a lucrat din toate acele șantiere propuse pentru a primi finanțare a fost cel de la Bădăcin și nu cu fonduri de la minister sau de la stat, ci cu fonduri private. Au fost donații, persoane fizice, sponsorizări. Sigur, de departe, anul acesta am primit cea mai mare donație din partea primăriei Oradea, care ne-a ajutat. Din păcate, cei din Sălaj au motivat tot timpul că nu au cadru legal, cei din Oradea l-au găsit, chiar dacă suntem în alt județ. Anul acesta, Consiliul Județean a lansat un program pentru reabilitarea monumentelor istorice. Am participat la acest program și am fost propuși să primim 100.000 de lei, dar iată că suntem aproape de sfârșit de an și încă banii n-au intrat. Și noi am făcut lucrări în avans, bazându-ne pe această sumă. Eu sper din tot sufletul să se deblocheze situația, pentru că a apărut o greșeală în acest regulament și ne-am blocat, practic nu se poate merge înainte. Ministerul Culturii până în 2010 finanța prin Planul Național de Restaurare restaurarea unor monumente istorice de categorie A, adică de importanță națională și universală. Prin excepție, se întâmpla să finanțeze și imobile, monumente istorice de categorie B, atunci când starea de conservare era precară. Noi am încercat inițial să obținem bani la Ministerul Culturii prin Planul Național de Restaurare, care este un instrument de finanțare al Ministerului, care se derulează prin Institutul Național al Patrimoniului, o instituție subordonată Ministerului Culturii. Dar a venit momentul în care Curtea de Conturi a intrat pe fir și a zis așa: stați așa, oameni buni, voi nu puteți să finanțați imobile care aparțin unor culte religioase, pentru că în lege spune că puteți finanța doar imobile care aparțin statului român. Biserica, din păcate, fiind proprietar biserica, respectiv Episcopia Greco-Catolică de Oradea este proprietarul, și aici este o întreagă poveste că până s-a obținut proprietatea a fost greu de aplicat pentru orice proiect. Deci, fiind proprietar biserica nu poate primi finanțare în cadrul acestui program național de restaurare. Și atunci, posibilitatea de finanțare a Ministerului Culturii a scăzut la zero. În contextul finanțărilor pentru centenar, s-au creat niște instrumente de lucru ale Ministerului. Finanțare pentru proiecte și programe culturale dedicate centenarului. Ei, asta ar fi fost una dintre posibilități prin care noi puteam, noi ne-am asociat cu demersul părintelui de a salva casa. Am încercat să aplicăm acolo, ceea ce s-a și întâmplat. Și am aplicat pentru o finanțare de la Ministerul Culturii în cadrul programelor dedicate centenarului. Din păcate, nu s-a obținut finanțarea. Este o nouă sesiune de finanțare, înțeleg, în această toamnă, care se va încheia probabil prin noiembrie la un moment dat. Am putea să încercăm din nou. Ceruserăm inițial bani pentru instalația electrică. Instalația electrică deja este pusă la punct. Ar trebui regândit pentru ce să cerem bani. Am putea să cerem bani, de exemplu, pentru mobilarea imobilului, pentru gândirea unei expoziții în care să fie incluse obiectele personale ale lui Maniu, recrearea mobilierului acela care nu există, pentru că parte din el deja există și mai să știți asta. Deci, altfel spus, statul, prin Ministerul Culturii, nu are posibilitatea de a investi bani în monumente istorice în stare avansată de degradare dacă sunt proprietăți ale cultelor bisericești. Numai în cazul în care proprietar este statul român se pot găsi linii de finanțare. Dacă ar fi fost să aplicăm legea ad literam, poate că azi multe din aceste locuri care reflectă istoria noastră nu ar mai fi existat. Primării, consilii județene și donațiile au făcut ca multe din aceste monumente să nu dispară de pe suprafața pământului. Și mai trebuie spus un lucru, acela că pentru fiecare din acestea se găsește cineva care să lupte până la capăt pentru ca istoria să nu fie îngropată pe veci. Bădăcinul, ca și toate localitățile simbol, în perioada comuniste au fost tratate aparte. Adică, prin diferiți oameni care au ajuns în aceste localități, și nu-i vorba doar de Bădăcin, de Bobotea lui Corneliu Coposu, de Bocșa lui Simion Bărnuțiu, de Băsești și multe altele, acei oameni trebuiau să vină și să spună, de exemplu la Bădăcin, Iuliu Maniu a fost trădător de țară. Tot ceea ce a făcut el, a făcut nu pentru el, ci pentru interesele lui proprii și așa mai departe. Și atunci, dacă veți sta de vorbă cu oamenii din sat, o să observați oarecare stratificare. Cei care au trăit acea perioadă a familiei Maniu știu exact despre ce este vorba și cunosc istoria. Cei care s-au născut după aceea, de exemplu în anii 60-70, vor spune despre acest loc sau se raportează la el spunând că este la tabără. Pentru că așa știu ei, că aici a fost o tabără, așa li s-a spus. Ceilalți spun că este la dealul Țarinei. Lucrurile par a fi intrat în linie dreaptă, dar mai este foarte mult până ca ele să fie finalizate. Vom reveni în partea a doua cu detalii despre reabilitarea acestei case memoriale, cu oameni care au făcut posibilă demararea acestor lucrări prin donații proprii, care s-au luat la trântă cu sistemul, cu istoria primei statui a lui Iuliu Maniu, care va fi amplasată la Cluj-Napoca, realizată de asemenea din fonduri private. Încet, încet, în an centenar, iată că artizanii Unirii își recâștigă dreptul și locul în istorie. Chiar dacă perioada neagră a comunismului a trecut, memoria lui Maniu a avut de luptă și după Revoluție cu barierele încrâncenate ale unora care nu au dorit ca unul din făuritorii Unirii să-și regăsească locul meritat în istoria adevărată a acestui neam.